Cântărețul Dani Mocanu a fost reținut pe aeroportul Otopeni din București, ca urmare a scandalului din fața unei benzinării în care a fost implicat săptămâna trecută. Acesta a fost acuzat de tentativă de omor. Conform observator news.ro, alături de el a fost reținut și fratele lui Nandu și el parte a acelui scandal. Cei doi au fost duși în arest pentru 24 de ore. Sunt acuzați de tentativă de omor după bătaia din benzinărie. În cursul nopții de 23-24 a opta 2022, în urma administrării probatoriului, s-a dispus de către procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș reținerea a două persoane acuzate în calitate de inculpați, de săvârșirea infracțiunilor de omor, faptă prevăzută de articolul 32 alineatul 1 din codul penal și tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prevăzută de articolul 371 din codul penal, pentru 24 de ore. Conflictul pare să fi fost unul spontan, iar unul dintre bărbați a fost lovit cu brutalitate, cu bătele fiind lăsat la pământ. Printre cei implicați a fost și cântărețul de manele. Victima a ajuns la spital, dar nu a depus încă plângere. Incidentul a avut loc joi seara. În prezent, Dani Mocanu nu a fost audiat sau reținut. La sfârșitul lunii iulie, manelistul a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi amenințat cu un cuțit un tânăr într-un club din Târgu Mureș, iar filmarea a fost urcată pe TikTok. Potrivit IPJ Mureș, pe data de 5 iulie, în urma apariției în spațiul public a unor imagini, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de amenințare turburarea tulburarea ordinii publicii și liniștii publice și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Relatează observator.news.ro